Bun venit la Starea Libertății! Eu stau cu mare emoții când vin la muncă, să știți. Da, vorbesc cu oamenii pe aici. Bă, închideți bine ușile, nu răspundeți așa la oricine chestii de-astea. Adică, e frică? Nu, nu de gripă. Adică e nasol și cu gripa, dar mai frică mie de doamna Violeta. Am mai fost pe aici odată la un interviu, dar după aia a început dânsa să... Deci dacă vine într-o zi doamna Violeta de la muncă și zice: tu să nu te mai văd de mâine, adică eu, ce fac? Că așa procedează dânsa, da? Pe unde merge, pac, tu, afară să nu te mai văd, nu faci mare lucru pe aici, ce e asta? Ai la muncă, mă! Dânsa, dacă merge la un magazin și nu e nimeni la coadă, gata, sare la vânzătoare. A, deci tu stai, asta faci, nu? Hai la muncă în altă parte, haide să nu te mai văd pe aici. La care vânzătoarea: bine, doamnă, plec, stai, după ce mă servești și pe mine cu un salam de Sibiu și niște halviță. Mă întrebam, ce oameni sunt patronii acelei firme care se ocupă de lifturi încât s-o dea pe liftieră afară? Ok, a zis un ministru să nu mai vină la ministerul ăla, dar o dai afară direct? Ce naiba, mă, e ca la taxiuri, nu putea fi pusă pe alt lift sau cum? O femeie văduvă care mai avea 2 ani până la pensionare, iar când e întrebată de toate acestea, doamna Violeta zice: nu știu, nu mă interesează. Dar ce vă interesează, doamnă? Brutarii care nu se mai pot duce la muncă vă interesează? Ministrul Costache care, vai, săracul de el, muncește 30 de ore din 24, vă interesează? Sau de fapt n-aveați loc de femeia aia din lift și asta a fost tot? Perdelele de la minister, alea de după care fumează Orban, vă interesează? Poate nu corespund, na, zic, poate vreți să nu le mai vedeți, să schimbe oamenii pe acolo. Adică păreți foarte pasionată de amănunte cu totul și cu totul inutile. Munciți degeaba, păgubos, făcând rău, stricând, enervând. Acu pe bune, cum să iei hotărâre așa, fără să știi nimic despre situație? Ce om cu capul pe umeri face asta? Cât de competent e un astfel de om? Ok, nu zic, ți se pare că o situație e ciudată și vrei să o corectezi. Te duci, întrebi, vezi despre ce e vorba și abia apoi faci ce crezi de cuvință. Dar nu, nene, pentru că noi suntem răi, noi suntem deciși, noi punem lumea la muncă. Hai, vă rog, scutiți-ne cu porcăriile astea. Încă ceva despre muncă și aici ne-ar putea dumiri doamna ministru. Toți inspectorii școlari puși acum în funcții sunt din PNL sau respiră pe lângă cineva din PNL, ca să zic așa. E, cum naiba se întâmplă asta, doamnă? Să nu ne trimiteți la Orban, că el ne-a răspuns, dar ne-a zis că sunteți buni voi cei din PNL, adică a făcut cu boltă pe noi, domnul Orban. Că e și asta o problemă, fraților. Dacă nu ești dintr-un partid, papa, la plimbare, caută-ți în altă parte. Dacă ești din partid, îți găsește partidul de muncă, da? Că asta a ajuns partidul la noi, oficiu al ocupării forței de muncă. Numai că nu e vorba de muncă decât așa, la mișto, e vorba de bani mai ales. Și povestea e la fel indiferent de partid, de-aia o zice lumea pe aia cu aceeași mizerie. Vă aștept de la 10 fix la Starea Nației pe Prima TV.